salutăm respectuos toată lumea prezentă la eveniment și vă invităm alături de noi la inaugurarea expoziției Eco în Green Expo, care din clipă în clipă va începe. Mulțumim încă o dată, sincere aprecieri aducem și Quartetului Vivo pentru recitalul muzical. Iar pentru inaugurarea evenimentului de astăzi, invit în prezidiu următoarele persoane. Domnul Grigore Stratulat, secretar de stat, Ministerul Mediului. Aici, așa. Doamna Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Domnul Adam Grodzichi, șef adjunct al secției cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene. Domnul Thomas Alveteg, prim-secretar al Ambasadei Suediei. Doamna Veronica Herța, director Green City Lab Moldova. Doamna Carolina Chiper, director general Moldexpo. Stimate doamne, stimați domni, reprezentanții ai autorităților publice, centrale și locale, reprezentanții ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, participanți și parteneri ai expoziției, reprezentanți ai mediului de afaceri și mass media, bine ați venit la ceremonia de inaugurare a expoziției Eco on Green Expo, pe care astăzi o lansăm în premieră. Aplauze! Noul proiect expozițional este organizat de Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo împreună cu Ministerul Mediului și Green City Lab Moldova. Aplauze! Expoziția este susținută de partenerii PNUD Moldova, proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, USAID și ambasade acreditate în Republica Moldova. Iar IPO-DA oferă expoziției suport subvențional. Aducem mulțumiri tuturor structurilor și participanților care astăzi au contribuit la desfășurarea expoziției. Onorată asistență, pentru deschiderea ceremoniei de astăzi, îl invit în cele ce urmează la microfon pe domnul Grigore Stratulat, secretar de stat, Ministerul Mediului. Excelențe, stimați participanți, vizita. Mă aud? Bun, eu vorbesc și destul de tare. Deci, excelențe, stimați participanți, vizitatori, doamnelor și domnilor, sunt extrem de onorat astăzi să vă salut din partea Ministerului Mediului la acest eveniment de inaugurare a expoziției Eco Green Expo 2023. Este o expoziție care se organizează în premieră în Republica Moldova și vine să susțină tendințele regionale și mondiale în materie de protecție a mediului, de promovare a economiei verzi și de tranziție la economie circulară. Statutul de țară candidat la Uniunea Europeană și alinierea la Pactul Verde European ne oferă și ne deschid foarte multe noi oportunități pentru promovarea economiei verzi și circulare, pentru îmbunătățirea competitivității afacerilor locale, atât pe plan intern, cât și pe plan regional. Vin să susțină o creștere economică bazată pe economie verde și respectiv, în paralel, crearea locurilor de muncă verzi. În acest context, politicile pe care noi le elaborăm la Ministerul Mediului, obiectivele care sunt stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, Strategia Națională de Mediu 2030, programul privind promovarea economiei verzi și circulare, aduc în prim plan și ne propunem prin aceste programe de politici să promovăm tranziția de la o economie clasică bazată pe extrag, produc, consum, arunc, da?
pe un model a economiei circulare, din momentul producerii și consumului, reciclăm și iar consumăm, pentru a reduce impactul asupra resurselor naturale, eficientizarea utilizării lor și a reduce impactul asupra mediului. Vârf de lance în promovarea economiei verzi și tranziția la economia circulară, desigur, sunt agenții economici, care astăzi sunt prezenți în această sală de expoziții, vin să ne aducă informații despre tehnologii noi, despre avantajele produselor și serviciilor în contextul economiei verzi, și ei sunt cei care ne ajută foarte mult în promovarea dezideratelor și obiectivelor pe care noi ni le propunem. Desigur, o componentă foarte importantă în promovarea programelor noastre este și educația. Și sper că expoziția de astăzi răspunde obiectivilor educației, și anume găsim răspunsuri la întrebarea ce este de făcut. Găsim răspunsuri la întrebarea cum e să facem o economie verde, cum parcurgem de la o economie clasică la o economie circulară. Și cel mai important, cu cine? Care sunt partenerii noștri? Asta este contextul și, eu zic, importanța acestei expoziții, pentru că ea educă și ne oferă răspunsuri la foarte multe întrebări. Sper, astăzi noi participăm la primul eveniment, sper să nu fie ultimul, sper să devină o tradiție, să ne vedem an de an și în compoziția actuală și în o componență mai extinsă. Sper să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus de promovarea economiei verzi și tranziție la economia circulară. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă urez o expoziție productivă, eficientă, foarte, foarte verde și foarte, foarte bună. Mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar de stat! Stimate doamne, stimați domni, precum am menționat mai sus, la desfășurarea expoziției și-au adus aportul mai multe organizații, ai căror reprezentanți se regăsesc astăzi în mijlocul nostru. Ofer microfonul pentru un mesaj de salut doamnei Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Ladies and gentlemen, dear partners, colleagues, visitors, I'm very pleased to welcome you all on behalf of the United Nations Development Programme in this first Eco Green Expo 23 exhibition. And just let me at the beginning reiterate the words of the State Secretary that I hope that this is becoming, as of today, the tradition that and the similar events we are going to see also in the future. Stimați domni și doamne, stimați participanți, stimați organizatori ai acestei expoziții Eco Green Expo 2023, dați-mi voie să vă salut cordial la acest eveniment din numele Programului de Dezvoltare a Națiunilor Unite în Republica Moldova și să reiterez de la bun început cuvintele secretarului de stat. Sperăm că acest eveniment va deveni de acum încoace o bună tradiție pentru Republica Moldova, deci în această tranziție spre produse ecologice verzi. The Republic of Moldova is a responsible global citizen. It has committed to reduce its greenhouse gas emissions unconditionally by 70% by 2030, and this way it is contributing also and doing its part in the commitment under the Global Paris Climate Agreement. Republica Moldova este un partener și un cetățean global foarte responsabil. Dumneavoastră cunoașteți că și-a asumat chiar angajamentul să reducă emisiile de gaz de seră cu 70% către anul 2030, acest lucru fiind stipulat în cadrul acordului privind clima, deci semnat în Paris. The technologies that I hope that you will have also the opportunity to explore
and to put your hands on throughout this expo exhibition are becoming cheaper, more available, and they are one of the accelerators of the green transition and the circular economy globally, but also in the Republic of Moldova. Acele tehnologii pe care dumneavoastră veți avea posibilitatea să le urmăriți astăzi și tare sper că chiar veți putea cumva să puneți mâna, deci să vedeți cum funcționează ele, devin acum tot mai accesibile, ele devin tot mai ieftine și ele sunt promotorii, de fapt, anume spre aceste soluții ecologice, deci tehnologiile noi ecologice în Republica Moldova. For example, UNDP has been investing into expansion of the EV charging stations in Moldova over the last years, and between 2018 and 2023, this has triggered 20-fold increase in the use of the electric vehicles. Pot să vă spun că PNUD a investit, de exemplu, în organizarea, deci în setarea stațiilor de alimentare electrice și se așteaptă că între 2023-2028 să sporească de 24 de ori consumul între 2018 și 2023, pardon, a sporit de 24 de ori consumul de energie electrică. And I also hoped that the new government programs that UNDP has co-designed together with the partners and that will be rolled out soon with the financial support of the European Union, such as RABLA Eco-Voucher program for the exchange of the electronic appliances in the homes, the Green Home program combined will reach around 60,000 households and allow them to become more energy efficient on one hand, but also see the reduction and savings on their energy bills in coming months. Noi sperăm foarte mult că cu contribuția unor noi programe pe care vor fi semnate împreună cu Guvernul Republicii Moldova și cu finanțarea Uniunii Europene, programe cum ar fi, de exemplu, RABLA, așa numită, noi și care țin anume de reciclarea obiectelor de uz casnice deja depășite, cam 60.000 de gospodării din Republica Moldova în ansamblu vor deveni mai eficiente și vor reuși să-și reducă de asemenea și facturile de consum a resurselor energetice. Of course, none of these programs and collaborations would be possible without a broad range of partnerships, and I'm very happy to see here today not only the representatives of the government, but also civil society, academia, private sector, the industry, the economic, different associations representing different economic sectors, and our development partners. Dar, desigur, niciun fel de realizări și succese de acest gen nu ar fi posibile fără contribuția partenerilor noștri. Și sunt foarte fericită să văd astăzi nu doar reprezentanții guvernelor, a agențiilor guvernamentale, sunt fericită să văd aici reprezentanții mass media și reprezentanții societății civile și reprezentanții diferitor agenți parteneri de-a noștri care au contribuit la acest eveniment. And I'm very happy to see and thankful to the Green City Lab, which has been also established with the UNDP support to organize this event. And I very much look forward on behalf of the UNDP to work not only with the Green City Lab, but also with the broad range of partners to continue to deliver on the promise of the green transition in the Republic of Moldova. Sunt foarte fericită să văd aici reprezentanții laboratorului Green City, Green City Lab, și de-abia așteptăm din partea PNUD să continuăm să colaborăm cu Green City Lab și împreună cu alți parteneri să putem să venim cu niște livrabile concrete pentru obținerea acestor scopuri pe care le avem. Thank you. Mulțumim. Mulțumim, doamna Daniela Gașparicova. Cuvânt în continuare se oferă domnului Adam Grodziski, șef adjunct al secției cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene. Dear Moldovan government officials, dear international partners, let me simply say dear distinguished guests and participants. Stimați reprezentanții Guvernului Republicii Moldova, stimați parteneri, stimați reprezentanții mass media, stimați oaspeți și participanți la acest eveniment. I would like first of all
start by thanking to organizers for inviting the European Union delegation to this very much to this important and very much needed event promoting green transition and circular economy in Moldova. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi foarte mult organizatorii pentru faptul că au invitat reprezentanții Uniunii Europene, delegații Uniunii Europene la acest eveniment atât de important, care este concentrat pe promovarea economiei circulare și ecologice în Republica Moldova. I would like also to congratulate to you to bring this event to this scale and also express my hope and expectation similarly as previous speakers did that this event really marks a beginning of new and very commendable tradition that will follow in the years to come. Vreau de asemenea să menționez și să vă felicit pentru amploarea acestui eveniment și la fel ca și antevorbitorii mei vreau să-mi exprim speranța că acest eveniment va deveni o frumoasă tradiție pentru viitor și pentru anii care urmează. Today there is indeed a huge demand for more sustainable and efficient products to reduce energy consumption and use of other scarce resources. Cu adevărat, astăzi, la nivel global, există o cerere imensă pentru a veni cu soluții ecologice, soluții verzi, pentru a reduce consumul de energie în contextul unor resurse foarte limitate. And to address this need, the European Union actively promotes a number of instruments like sustainable product policy, eco-design legislation and energy labeling, to name just a few, which are indeed effective tools for improving the energy efficiency and sustainability of industrial products in general. Pentru a adresa această cerere, această problemă, Uniunea Europeană promovează o serie de mai multe instrumente, printre care se numără politicile, ecodesign, totul ce ține de etichetare energetică, deci instrumente care sunt foarte eficiente pentru a soluționa aceste probleme. These tools help phase out the least performing products from the market and support industrial competitiveness and innovation by promoting better environmental standards and performance of products and technologies across the European Union market. Aceste instrumente vor ajuta ca gradual să fie eliminate de pe piață toate produsele cu performanță scăzută și să promoveze tehnologii și soluții novatoare care tot mai mult vor penetra piața europeană. Moreover, in order to help in achieving the long-term policy goals of lowering resource consumption and environmental impact of European economies, the European Union has developed a new sustainable product initiative known as Eco-Design for Sustainable Products Regulation. Și mai mult decât atât, anume pentru a ajuta la eliminarea produselor, cum am spus, cu performanță scăzută și pentru a reduce consumul energetic, Uniunea Europeană a mai venit cu încă o inițiativă care se numește Inițiativa pentru Eco-Design pentru regulamentele sustenabile, de produse sustenabile. And this initiative brings all products manufactured or sold in the EU in line with technical standards for sustainability. Acest nou regulament urmează să aducă toate produsele care fie că sunt produse, confecționate sau vândute în piața Uniunii Europene în conformitate cu standardele de tehnologice de produse sustenabile. In addition, this new legislative package also improves coherence between already existing instruments regulating the products in various phases of the life cycle and aims at making the sustainable products the norm in Europe. Mai mult decât atât, acest nou regulament urmează să asigure o coerență între toate legislațiile sau regulamentele deja existente care țin acoperă deci ciclul de viață a diferitor produse, astfel încât produsele sustenabile să devină o normă în Uniunea Europeană. Now, in practical terms, I think we can all agree that incorporating circularity and life cycle thinking in public policies and business approaches is quite often very challenging, but at the same time very important to protect the environment and improve the management of natural resources in a sustainable manner.
În termeni practici, cred că toți o să cădem de acord că acest mod de gândire care este bazat pe circularitate, pe deci, ciclul de viață a produselor, este o chestie totuși foarte provocatoare, foarte sfidătoare, însă în același timp este foarte importantă dacă ne dorim să reducem impactul asupra mediului și să atingem acest scop de produse sustenabile. Moreover, I hope that also we can all agree that it's anyhow essential for economic actors to improve and to green their business approaches in order to be able to compete on international markets, including exporting to the European Union. Dar mai mult decât atât, cred că o să cădem de acord cu toții, de asemenea, că este esențial pentru actorii de pe piață, cu adevărat, să-și îmbunătățească aceste abordări, să ajungă la aceste abordări ecologice pentru produsele lor, pentru a-și spori competitivitatea și pentru a fi capabil să-și vândă produsele pe piața europeană. So events like the Eco and Green Exposition that we are jointly opening today are very much welcome as they go hand in hand with the European Union law and policy objectives by promoting innovative and eco-friendly circular business ideas and technical solutions and practices. Așa fel de evenimente cum ar fi această expoziție Eco Green Expo, la care suntem prezenți astăzi, sunt foarte importante deoarece ele merg mână în mână cu regulamentele, cu legea, legislația Uniunii Europene și de asemenea permit să îmbunătățim abordările care sunt bazate pe aspecte ecologice, circularitate, ciclul de viață și sunt prietenoase mediului. Therefore, on behalf of our ambassador, Mr. Janis Mazeiks, I would like to wish all the exhibitors and participants of this Eco and Green Expo 2023 a very inspiring time and professionally enriching exchanges that would ultimately result in more eco-sustainable solutions, both inside and outside of Moldova. Și finalmente, din numele ambasadorului Janis Mazeiks, șeful delegației europene în Republica Moldova, vreau să doresc tuturor participanților și organizatorilor acestei expoziții Eco Green Expo un timp cât mai plin de inspirație, schimburi de cunoștințe care să vă îmbogățească reciproc, astfel încât în rezultat să fie dezvoltate cât mai multe soluții eco-sustenabile și ecologice. Let me also add that we really look forward to joining forces on this front and building together a better and greener future for Moldova and for all Europe. Mulțumesc pentru atenție. Și dați-mi voie finalmente să spun că de abia așteptăm cu toții să ne unim eforturile pentru a obține rezultate cât mai bune și un viitor mult mai frumos pentru Republica Moldova. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim mult. Expoziția pe care o inaugurăm astăzi se bucură de susținerea mai multor ambasade acreditate în Republica Moldova. Cu un mesaj de salut în cele ce urmează, vine domnul Thomas Alveteg, prim secretar al ambasadei Suediei. Bună ziua, stimați secretari de stat, parteneri și participanți, din numele Suediei, sunt mândru că susțin acest eveniment important împreună cu partenerii noștri la proiectul tehnologic de viitorului USAID și UKAID și partenerii noștri Uniunea Europeană și PNUD. Este de la sine înțeles că mediul și clima sunt cele mai prezente provocări pentru societatea noastră de astăzi. Acest provocare necesită idee și soluții tehnice noi și inventive, unde adaptăm o abordare de sistem pentru a rezolva probleme complexe. Introducând gândirea economiei ecologice și circulare, insectoare precum producția de energie, agricultura, retailul și administrația publică. Acest provocare nu pot fi rezolvate de o singură organizație sau grup, ci necesită participare activă a sectorului privat și public și a societății civile. În Suedia, în ultimii ani, se observă o creștere semnificativă a soluțiilor mai ecologice și multe exemple în care un grup larg de părți interesate
s-au reunit pentru a găsi noi soluții inovatoare la provocările climatice. Prin urmare, sunt foarte fericit să văd participarea largă la Eco Green Expo, la diferitele paneluri și ateliere, precum și la expoziție. Vă doresc succes și aștept cu nerăbdare idei și soluții noi care sunt sigur că vor rezulta din aceste 3 zile de Eco Green Expo. Mulțumim! Mulțumim, domnule Thomas Salvetec! Trebuie să menționăm că o contribuție deosebită la organizarea expoziției Eco on Green Expo revine proiectului Green City Lab Moldova. Pe tot parcursul și astăzi, în mod firesc, alături de noi este directoarea proiectului, doamna Veronica Herța, pe care o invit la microfon pentru un mesaj de salut. Mulțumesc foarte mult, stimate domnul secretar de stat, onorați reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, grație suportul cărora am reușit cu toți împreună să organizăm această expoziție. Văd aici în sală reprezentanța mai multor generații și probabil că anii în care am copilărit noi, cei născuți în secolul precedent, au fost altfel. Verile au fost cu câmpiile verzi de la nord la sud, permanent. Iernile au fost ierni în care am avut sânii care n-au rezistat, poate, de la o iarnă la alta. Cu părerea de rău, suntem în situația în care, practic, avem doar 2 anotimpuri, copiii nu mai știu ce înseamnă sanie și dacă nici acum nu a ajuns momentul să conștientizăm că este nevoie să schimbăm fiecare în parte, câte ceva, în modul în care ne gospodărim familia, ne dezvoltăm afacerea. Probabil că, dacă astăzi nu schimbăm, mâine va fi târziu. Sper foarte mult ca după această expoziție, fiecare să plece cu cel puțin o cunoștință în plus, să plece cu cel puțin o problemă conștientizată sau înțeleasă mai bine, fiindcă dacă îți pui întrebarea, începi să cauți și răspunsul. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru faptul că a fost greu, nu zic că a fost ușor, dar am reușit și sunt sigură că la finele celor 3 zile vom fi mai deștepți decât astăzi, acum, în acest moment. Mulțumesc și Doamne ajută! Mulțumim, doamnă Veronica Herța! Iar acum este momentul de a menționa organizatorul și gazda evenimentului de astăzi, și anume Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo. Pentru un mesaj de salut o invit la microfon pe doamna Carolina Chiper, directorul general al centrului. Dragi oaspeți, dragi parteneri și, nu în ultimul rând, dragi participanți, o expoziție nouă ne dă o suflare că există activitate expozițională în Republica Moldova. O tematică pe care am abordat-o astăzi este clar și ferm convins că toți cei care ni s-au aliniat de la început, că la un proiect nou nu e simplu deloc să-i dai start, să-i dai aripi, e o tematică care este foarte și foarte importantă și toți cei care și-au pus aportul și umărul la acest eveniment, astăzi sunt prezenți aici. Vă mulțumesc foarte mult tuturor dintre voi. Le mulțumesc participanților că au dat cursul unei provocări destul de mari. Pentru ei un proiect nou și participarea într-o expoziție nouă este destul de provocatoare. Toți noi astăzi o să contribuim cu mica părticică în educarea și în convingerea oamenilor de a avea grijă de mediu. Eu vă doresc succes. Eu sunt crezută că această expoziție se va înrădăcina și va fi partea calendarului expozițional mulți, mulți ani încă înainte și pe tot parcursul acestor 3 zile să ne delectăm și să înțelegem cât e de important mediu pentru noi. Succes nou și felicitări pentru expoziție! Mulțumim frumos, doamnă Carolina Chiper. La fel, aducem mulțumiri și felicitări tuturor celor ce au contribuit la lansarea acestei expoziții. Onorată asistență, nu ne rămâne decât să declarăm deschisă expoziția Eco on Green Expo, ediția anului 2023. Să aveți parte de mult verde în viața și activitățile dumneavoastră!